Niculina Comănescu este bibliotecară la școala gimnazială din Cluza-Vodă de 25 de ani. Noi o vom numi doamna care formează caractere și schimbă destine. În urmă cu 10 ani, văzând că cei mici nu au unde să-și petreacă timpul liber, într-un mod constructiv care să îi ajute să-și dezvolte orizontul de cunoaștere, a decis să înființeze o trupă de teatru. A înscris 5 elevi la un concurs de teatru. Pregătirea a durat cam o lună, iar cei mici au urcat pentru prima dată pe o scenă. 5 copii, 5 premii câștigate, mai exact cam tot ce se putea câștiga la acel concurs. Cum au evoluat lucrurile în cei 10 ani, aflăm chiar de la Niculina Comănescu. De câți ani lucrați în școala de la Cluza-Vodă? În școala de la Cluza-Vodă lucrez din 2005. Din 2005. Și funcția a fost? Și funcția a fost de la început de bibliotecar documentarist la Centrul de Documentare și Informare, pe care practic eu l-am pus pe picioare. Și de unde a pornit ideea unei trupe de teatru? Da, sunt 10 ani de când și îmi face mare plăcere să-mi aduc aminte de început, pentru că după un an de zile, chiar mai mult, am constatat că acești copii din școală nu au nicio activitate care să le satisfacă dorința de a progresa și de a fi mai buni. Sau activitate extrașcolară, vă referiți? Extrașcolară, și nu numai extrașcolară, dar m-am gândit că trebuie să facă ceva. Pentru că la momentul acela nu li se oferea nimic. Nu aveau absolut nimic de niciun mod de a-și petrece timpul. Timpul liber. Timpul liber. Și atunci, având destul spațiu și idei, nu știu, am încercat. Am zis, de ce nu? Asta a fost prima idee, trupa de teatru, sau ați încercat și altceva înainte? Nu, din start am plecat cu ideea aceasta. Am găsit un concurs pe internet, un concurs național de teatru și am zis, hai să încerc să înscriu. Și am început cu o scenetă de 5 personaje, o scenetă care s-a numit Picăturica, cu temă ecologică, scrisă de o doamnă învățătoare de-a noastră. Deci a fost o noutate și pentru spectacolul pe care deci ați plecat cu producție proprie, inclusiv piesă. Proprie, da. Costumele le-am făcut la o croitoreasă din comună. V-ați ocupat la vremea aceea? Da, de la început m-am ocupat de lucrul acesta. Și cum ați găsit copiii? Ei au venit către dumneavoastră sau dumneavoastră i-ați identificat pe cei cu aptitudini în zona asta? Nici nu știu cum i-am ales. I-am ales după dorința lor de a face și altceva. Și din doar privindu-i și plăcându-mi aspectul lor. Ei au fost de acord, părinții de acord. Am participat la primul festival, a fost Festivalul Național 49 de povești de la Palatul Copiilor. Personajele au fost 5 la număr, cu copii de clasa a doua. Și cum a fost primul concurs? Deci la primul concurs am obținut tot atâtea premii câți copii aveam pe scenă. Deci am luat 5 premii care... Deci am luat premiul întâi pentru spectacol, plus încă premiul de interpretare, vreo 3 premii de interpretare. Masculin, feminin, costume, decoruri. Deci lucrul acesta a fost pentru noi fascinant. Și v-a motivat. Și m-a motivat și pe mine și pe copii. Și am continuat, i-am înscris la următorul festival, care a fost unul foarte important pentru că s-a făcut preselecție din 200 și ceva de trupe. Și am intrat în concurs. Am intrat în... Ați fost selectați am pentru fost a participa. Pentru a participa la festival. Și am câștigat un premiu de 67.000 de lei la vremea aceea, un premiu de teatru interactiv. Au venit în școală la noi și ne-au instruit cumva și pe noi ca și cadre și pe copii. Deci a fost foarte important atunci. Ați pornit cu dreptul, cum s-ar spune. Da. Aș vrea totuși să ne întoarcem un pic la primul spectacol. Cât timp ați avut la dispoziție pentru a pregăti copiii? Dacă v-ați întors cu 5 premii, cât nu prea mult, pentru maxim o lună jumate, cred. Într-o lună și jumătate copiii au... De concurs. Înseamnă că îi aveți foarte talentați și au fost foarte conștiincitori. Foarte muncitor, toți copiii. Eu consider că orice copil se naște cu un dar venit de sus. Unde a fost concursul?
La București, la Palatul Copiilor. La București, primul concurs. Da. Și în momentul în care au urcat pe o scenă în fața oamenilor, nu au avut emoții, nu au avut trac. Dumneavoastră nu ați avut emoții că vor bloca? Ba da. Cum a fost? Dar tot timpul eu îi încurajez să facă exact ceea ce facem noi la bibliotecă. Nimic în plus. Dacă simt nevoia să facă ceva în plus, să facă, dar să nu iasă din temă. Și dacă noi repetăm și eu le spun că sunt bun și pot reuși, ei să aibă încredere în mine că așa o să fie. Și sunt buni, într-adevăr. Și atunci chiar ei fac exact ceea ce le spun și chiar reușesc să... Anii au trecut 10 ani, da. Ați spus. Da. Timpul a demonstrat că, într-adevăr, sunt buni, foarte buni în ceea ce fac. Să vă întreb câte premii ați câștigat în ăștia 10 ani? Mai țineți minte? Nu. Cred că în fiecare an veniți cu premii acasă de la toate concursurile. De la toate concursurile la care am participat, nu ne-am întors decât un singur concurs a fost, de la Sălaj, pe care nu o să-l uit. Un festival bilingv în care am jucat Jertfa Brâncovenilor și nu am primit decât premiul de participare, cu toate că copiii au fost excelenți. Am întrebat juriu, mi s-a dat un răspuns, nu pot să-l dau acum, dar copiii au fost dezamăgiți la superlativ. Nu, dar au fost înțeles. Dezamăgiți? Au fost dezamăgiți, dar au înțeles până la sfârșit ce s-a întâmplat. Poate că trebuia să treceți și prin experiența asta. Exact, exact. Dar copiii au fost minunați, jucând Jertfa Brâncovenilor într-un ținut unde așa... Ați mai prezentat această piesă și în altă parte? Da, da. Și cum ați fost primiți? Păi a luat Jertfa Brâncovenilor, a luat marele premiu la festivalul George Constantin din București. Ne-am întors de la acel festival cu 7 premii, în afară de marele premiu. Deci munca celor mici a fost recunoscută. Erau, deci au fost peste liceu. Uh-huh. Dacă am luat marele premiu, vă închipiți că sunt pe secțiuni premiile, noi luăm marele premiu. Am luat premiul de interpretare masculin-feminin, rol principal, rol secundar, de regie, de scenografie, de costume, nu știu să... Ați plecat cu 5 copii. Au trecut ani, 10 ani, în momentul de față. Știu că sunt 2 trupe de teatru acum. Da. Spuneți-ne exact. Păi, la puțin timp am fost forțată să fac și cea de-a doua trupă de teatru. Pentru că au venit copiii în întâmpinare și copiii de la 5-8 doreau să participe și să facă ce făceam cu cei mici. Și atunci am zis, de ce nu? E muncă mai multă, dar probabil așa vrea Dumnezeu să fie. Să știți că de multe ori am vrut să renunț, pentru că și eu întâmpin diferite obstacole. Dar în primul rând am binecuvântare de la duhovnic să facă activitatea aceasta. Și în cel de-al doilea rând, nu, cred că ar trebui să-l pun pe primul plan. Este Dumnezeu care, de câte ori vreau să renunț, trimite ceva care să... Un mesaj care să vă facă să continuați. Să mă determine să fiu obligată să continui. Mm-hmm. Și atunci am zis, munca mea nu se mai pune la socoteală, nu o să mai pun de acum încolo nimic care să împiedice această activitate. Și atunci ați văzut clar că ăsta este drumul pe care trebuie să mergeți. Da, vi s-a arătat de nenumărate ori. Da. De nenumărate ori ați făcut cunoscut numele școlii Cuza Vodă, atât în țară. Ați jucat și în afara țării? Nu, în afara țării n-am jucat. N-am jucat pentru că necesită mult... Costuri. Da. Costuri pentru efort financiar, mm-hmm. Și atunci nu. În momentul de față, câți copii aveți? Păi acum, spre exemplu, lucrez cu 25 de copii pentru că pregătim colinde și obiceiuri de iarnă. Avem deja de reprezentat școala la o multinațională din București care ne ajută pe noi. Tot ce o să vedeți, probabil, prin școală, sunt datorită lor și datorită fundației care ne susține.
Acum, cum să spunem, sunteți vinovată în ghilimele că ați ridicat ștacheta atât de sus și trebuie să o mențineți la nivelul ăsta. Exact. Cei 25 de copii fac parte din cele două trupe de teatru? Nu fac parte din cele două trupe de teatru, dar sunt copii care își doresc să facă parte din trupele de teatru. Eu nu... depinde, numărul lor depinde de ceea ce pun în scenă la cele două trupe. Ce vârstă? Atunci, păi iau de la 7 ani până la 12, 13 ani, până la clasa 8-a. Nu cei de 8-a, cei de 8-a nu, pentru că au pregătit un examen, nu că nu și-ar fi dorit, dar sunt alte condiții și... Alte priorități probabil în această perioadă. Da, alte priorități. Și... Rând pe rând sunt generații care pleacă din această școală și au făcut parte din aceste trupe de teatru sau nu neapărat din trupe de teatru, v-au trecut prin mână într-un fel sau altul. Știu că ați avut copii cu care ați mers la acele concursuri pentru copiii talentați, dacă mi-aduc eu bine aminte, i-ați prezentat și sunt foarte cunoscuți la nivel național. Există vreunul care a urmat calea asta a actoriei sau care își dorește să meargă pe segmentul ăsta în viață? Nu, din cei mari care au plecat, nu. A urmat niciunul această cale, dar și probabil și eu le-am insuflat cumva. Uh-huh. Pentru că le-am zis, noi facem lucrul acesta ca voi să vă dezvoltați cât mai frumos. Să știți să vă descurcați în anumite situații, să fiți mai îndrăzneți, să fiți altfel decât ceilalți. Și nu le-am zis niciodată că tu poți să te faci actor, dacă vrei. Fiecare trebuie să simtă și să decidă. Să decidă. I-am lăsat pe ei să decidă dacă mai vor să mai facă. Nu. Toți copiii care mi-au trecut prin mână, niciunul n-a fost forțat să facă lucrul acesta. Dar le-am se zis, întorc în școală? Se întorc, noi ținem legătura, vorbim, mă interesez de ei, dacă au nevoie îi ajut în continuare, dacă eu am nevoie de ei, mă ajută ei. Chiar în zilele acestea mi-a trimis o fetiță pe Messenger că, Doamna, am găsit toate piesele de teatru, toate colindele, toate... Mi-a produs o mare bucurie lucrul acesta și a ținut să mi-l trimită să mă bucur să-mi și eu. Să împărtășească bucuria cu dumneavoastră. Și că de-abia acum realizez cât de mult a contat ceea ce am făcut. Venim toți aici în față, da? Hai să vedem. Ne așezăm de colind, da? Ne așezăm de colind și la colind. Începem, da? Da. O stea s-a ivit, o stea s-a ivit, de la răsărit, de la răsărit. Și cu David Crai, și cu David Crai, prunci să nu-i dai, prunci să nu-i dai. Cărciun n-or muri, prunci n-or muri, că s-or prea slăbit cu îngerii. Și-a lor sufletele, și-a lor sufletele, s-or preface-n stele, s-or preface-n stele. Șolu și frumos, șolu și frumos, calea lui Hristos, calea lui Hristos. Bravo! Ia să vedem, cu ce cântec vreți să mai cântăm? Sus în deal la nouă meriu? Da. Hai. Da. Andrei, dă tu domnul. Hai. Sus în deal la nouă meriu, oile ronda, și
este un colind al celor celor din închisori, al sfinților din închisori. Da? Cine de tot? Andrei. Tot Andrei. Leruile, leruile, doi și. Leruile, leruile și ia leruile, Doamne, noaptea asta m-am gândit să șerc, să-mi trimiți un înger tânăr și frumos, cu fum de tămâie și de chiparos. Să-mi sfințească, Doamne, temnița săracă și să-mi scoată bunul de sub omoroacă și să mai aducă, Doamne, pentru noi, pentru osândiții flămânzi și goi. Pe care o visăm și-are ne-ncălzește când toți o gustăm. Pâinea sfântă în care, Doamne, Tu te frângi și aiasma în care lacrimile strângi. Una mea să aducă dintr-o stea mai mare, și din funde celul care s-a legat, să ne aducă, Doamne, bună de iernat. Leruile, leruile și aleruile, Tu mă iartă, Doamne, pentru câte cer. Dar povestea îngerașilor, da? Hai să vedem. Voi două. Haide. Îngerașele. Acum avem loc. Da. Hai. Îngerașule, păi facem repetiție. Haide. Dacă hai, îngerașule. Ai emoții? Încă nu știm. Noi hai, Diana. Haide. Îngerașule. Îngerașule, hai să ne jucăm de-a oamenii. Ce bine, ce bine și ce facem? Uite, ne-am putea suim copăcei alăturați, imaginându-ne că unul dintre copăcei este casa mea, iar celălalt este casa ta. Eu o să te stric ca să mă ajut într-o problemă. Tu spui că nu vrei să vii, iar eu mă supăr. Ai înțeles? Ce bine, ce bine! O să ne jucăm de-a oamenii. Bine, îngerașule, ești pregătit? Da! Eu o să te stric. Îngerașule, hai că am nevoie de tine, vino să mă ajuți. Bine, îngerașule, vin imediat. Of, îngerașule. Of, îngerașule. Of, îngerașule. Ca să ne putem juca de oamenii, tu trebuie să spui că nu vrei să vii la mine, ca eu să mă supăr. E clar? Acum am înțeles. Bine, îngerașule, pentru a doua oară eu te stric. Îngerașule! Da, îngerașule, vin imediat. Of, tu chiar nu înțelegi ca să of, ne... Of, tu chiar nu înțelegi! Of, tu chiar nu înțelegi ca să ne putem juca de oamenii. Tu trebuie să spui că nu vrei să vii la mine, ca eu să mă supăr. E clar? Ei, ei bine, am ei, înțeles. Bine, am înțeles.
Bine, îngerașule! Îngerașule! Am nevoie de tine! Îngerașule, am nevoie de tine! Da! Nu vreau! Nu, e ultima dată. Da? Da? Nu vreau. Ha. Nu vreau. Hai bine, lasă că vin eu. Bravo! Am gândul meu curat. Al ca florile de crin, îi fac rugă creștinească și cu dreapta mă închid. Când mă vezi că sunt aproape, să greșesc grește mine, arătându-mi calea, Doamne, care duce până la tine. Bravo! Hai, aplaudați! Sunteți conștientă de schimbarea pe care ați produs-o în viața, în viața lor? Da și nu. Pe o parte da, pentru că tot timpul ăsta e țelul meu, să mergem la concurs, dar nu-i las, nu rămânem doar la acel dus la concurs și atât. Eu încerc să-i duc să vadă cât mai multe lucruri, îi duc la muzee, îi duc să vadă mănăstiri, să vadă istoria mănăstirii respective. Tot ce se poate vedea și vizita și îmbogăți mintea lor. Deci în locul respectiv o fac fără... Asta spun, mergeți într-o localitate și nu vă urcați doar pe scenă și vă întoarceți acasă, vă ocupați să cunoașteți și istoria locului, iar copilul să se întoarcă acasă cu o informație în plus, cu o bucurie în plus, cu niște amintiri frumoase până la urmă. Exact. Dacă la început vă ocupați de costume, mergeați la croitoreasă să le faceți, poate... Și acum o fac. Poate le făceați chiar dumneavoastră. Asta voiam să vă întreb. În momentul de față, cum vă descurcați? Cum vă descurcați cu transportul copiilor la concursuri? Vă ajută cineva? Da. Mă ajută... De câte ori am solicitat primăria, domnul primar... să mă ajute în ceea ce privește transportul copiilor, niciodată nu m-a refuzat. Doar în cazuri excepționale, când chiar dumnealui a considerat că nu poate. Și atunci m-au sprijinit șefii de fermă de la asociațiile din comună, care, la fel, niciodată, de câte ori m-am dus să cer ceva pentru copii, niciodată n-a zis că nu poate, sau vedem, mai discutăm, sau... Tot timpul au venit în întâmpinare și în sprijinul copiilor. Mai și este foarte important, pentru că de unul singur nu poți să faci cu siguranță nimic. Și atunci este important ca să susții, pentru că... Fiecare atât cât poate. Exact, exact. Dar n-am lăsat niciodată să treacă un concurs la care am trecut de preselecție, să nu putem să ne ducem pentru că nu avem nu știu ce. Măcar adică părinții și tot vor sprijini și atunci reușiți într-un fel sau altul. V-am întrebat un pic mai devreme dacă mai țineți minte câte premii ați câștigat de-a lungul timpului. Înțeleg, în 10 ani de zile probabil v-ați întors cu 10 sute de premii, nu mai știți. Dar în ultimul an, să vorbim așa pe anul acesta, câte participări ați avut? Și... Pe anul acesta am participat la multe și pe diverse teme, nu numai teatru. Deci am participat la un concurs ce de idei în cărți s-a numit, un concurs național care a avut o etapă județeană de care am trecut, am luat premiul întâi. Cei care câștigau premiul întâi mergeau la faza națională, care n-a fost ușor, pentru că am avut de studiat o carte, o echipă formată din 3 copii. Am ales să merg cu 3 copii de la teatru și copii de clasa 4-a la vremea aceea, acum sunt clasa 5-a. Și am câștigat premiul întâi la faza națională. Deci am avut de studiat o carte, am avut de făcut un jurnal de activitate și așa și de prezentat ceea ce am înțeles din cartea respectivă și de făcut o machetă și de prezentat acolo, în fața jurului. Deci lucrurile se complică. Da. Și atunci și... Bineînțeles că noi am ales tot o carte de teatru și tot cartea doamnei Dinu, teatru scurt pentru copii. Și ne-am dus costumați în
Mihai Viteazu, pentru că asta am jucat, am făcut Sabia Creștinătății. Am văzut că aveți conducere, aveți susținerea conducerii școlii din Cuza Vodă, aveți susținerea autorităților. Da. În afară de concursurile la care participați în toată țara, faceți concursuri și aici, pe plan local, unde nu. Oamenii să vină și să vă vadă cât de minunat sunteți? Concursuri nu. Nu concursuri, spectacole. Sau serbări, unde pot veni oamenii. Da, copiii sunt foarte dornici și sunt foarte încântați să-i vadă pe copiii, pe colegii lor jucând. Adică am niște imagini de la anumite activități din școală, unde copiii ceilalți stau așa cu mare atenție și cu satisfacție, așa cu bucurie se privesc colegii lor. Că, le captați atenția. Da. Și important, consider eu că cel mai important este că toți își doresc să facă teatru. Toți își doresc să facă parte din echipa de teatru. Toți știu despre teatru. Și eu zic că nu-i puțin ca o școală de țară, pentru că noi sunt copii la debut, care anul acesta la Târgoviște am avut 3 copii care au debutat și au câștigat premiul întâi pentru interpretare masculin-feminin. Și mă gândesc că nu e puțin, că n-au văzut în viața lor scenă. Adică nu s-au urcat pe scenă, nu știau unde vine culisele, ce să facă, cum să iasă din culise. Pentru că noi nu repetăm niciodată pe o scenă. Văd că majoritatea celor de aici din școală au talent. Nu știu cum îi descoperiți, dar de fiecare dată, în momentul în care au urcat pe scenă, se întorc acasă cu premii. Oare chiar toți copiii ăștia talentați de la noi din județ să vină la școala Cuza Vodă? Sau este o problemă de implicare a cadrelor didactice? Copiii sunt talentați, doar trebuie să existe cineva care să le arate un drum, să-i șlefuiască un pic și să le inspire dragostea asta pentru teatru sau nu neapărat pentru teatru, pentru altceva. Nu, eu consider că munca susținută și continuă scoate și face performanță. Pentru că nu toți sunt talentați. Sunt și mai puțin talentați, dar cei care sunt foarte buni îi scot și pe ceilalți în evidență. Și atunci și învață unul de la celălalt. Și contează foarte mult ca ei să fie o echipă. Pentru că e vorba de o echipă, până la urmă. Teatru nu face altceva decât dacă vrei să-l... Nu i-am înscris niciodată la monolog. Nu știu de ce, probabil o să o fac mai târziu, dar până acum am considerat că trebuie să știe ce înseamnă o echipă și să se ajute unul pe altul și să fie responsabil pentru ceea ce fac în grup, nu... Și pe scenă probabil trebuie să știi cum să-l scoți pe celălalt din impas în momentul în care îl vezi. În momentul în care îl vezi că se blochează, trebuie să faci ceva, să găsești să-l scoți din impas. Se apropie sfârșitul anului. Ce pregătiți? Acum pregătim colinde, pentru că asta e... Asta este perioada. Asta este perioada și ei vin totdeauna cu drag. Să pregătim colindele, pentru că suntem, eu tot timpul le spun că noi suntem niște vestitori ai nașterii Mântuitorului și atunci ei ne străduim să iasă totul cât mai bine. Și unde veți merge colindul? Da, deja avem multe invitații, dar în primul rând avem 2 invitații, așa cum am amintit, la București, la o multinațională. Nu știu dacă pot să-i spun numele, dar eu aș menționa, pentru că este foarte importantă ca și implicare și sprijin pentru școala noastră. Este Fundația Sosisesa. Uh-huh. Este o fundație cultural-umanitară care ne-a ajutat foarte, foarte mult. Și am primit foarte, foarte multe... Dotări? V-au ajutat cu dotări? Sau cu dotări. Spre exemplu, anul acesta au primit 137 de copii, au primit ghiozdane echipate de la fundație.
De Crăciun, de 3 ani, desfășoară campania Fii și tu Moș Crăciun. Noi am scris 300 și vreo 60 de scrisori anul acesta. M-am ocupat de, ca toți copiii, de la, începând de la grădiniță până la clasa 8-a, vor primi cadou pe care și l-au dorit și l-au scris în, l-au menționat, l-au menționat în scrisoare, da. Și urmează să vină la noi în școală să înmâneze moșul cadourile și noi, bineînțeles, că trebuie să prezentăm, să facem... Să-i colindați și să-i primiți așa, da, cum primim, se cuvine în această perioadă. Pe moș așa cum se cuvine. Am primit 200 de scaune cu rotile, am primit mobilier, tot ce vedeți nou pe hol, pe unde vedeți, este mobilier dat de fundație. Deci odată cunoscuți la nivel național, vin și rezultatele muncii. Da. Oamenii vin să vă ajute, au aflat de dumneavoastră, probabil de la televizor sau probabil v-au văzut într-un concurs. Și atunci au simțit nevoia să se îndrepte către școala din Cuza Vodă. Da, e o poveste și... Cum au aflat de dumneavoastră? Cum au aflat de noi, da. Am participat la un festival la Fundația Domn Voiculescu, unde am câștigat marele premiu. Și nu a fost un premiu ușor, pentru că acolo participă copiii care fac pian, fac balet, fac diverse arte, care sunt mult superiori teatrului, să spunem așa. Fac performanță? Fac performanță și copiii care au participat internațional și au câștigat la internaționale și așa. Și pentru noi a fost o mare surpriză ca noi să câștigăm marele premiu la acest concurs. Uh-huh. Și de acolo a venit și cunoașterea noastră. Am primit o tabără de creație din partea fundației, așa am început. Și acolo ne-am cunoscut mai bine. Am primit o săptămână de tabără în care s-au desfășurat activități de teatru, de meșteșugărit, am vizitat foarte multe locuri, au răsfățat copiii cu tot ce au putut și o săptămână de stat la Snagov cu toate activitățile și vizitat tot ce se putea vizita în București, am fost la Parlament. Am primit în 2016 o tabără română-ucrainiană cu copiii veniți din Ucraina, din zona de conflict. Și după o săptămână nu ne puteam despărți unii de ceilalți, deci lucruri frumoase s-au întâmplat. Astea sunt rezultatele muncii copiilor și ei au beneficiat de toate aceste lucruri minunate din viața lor, pentru că în curând se va schimba anul, intrăm în 2020. Pentru anul viitor, pregătiți de concurs? Pregătiți să o luați de la capăt? Da, niciodată nu sunt pregătită, da. Dar ei, de fiecare dată vă iese. Își doresc și atunci eu mă pliez după ei, pentru că doar pentru ei fac ceea ce fac. Mie, la vârsta aceasta, nu mai întrebuiesc nici diplomele, nici recunoașterea, nici ce a fost de spus, am spus. Și cine a vrut să vadă, a văzut. Și cine vrea să recunoască, recunoaște. Cine vrea să mă aprecieze, mă apreciază. Deci despre asta e vorba. Nu e... E doar pasiune și dorința de a depăși acești copii granițele comunei. Care este cel mai mic? Cel mai mic? Cea mai mică vârstă? Și cel mai mare? Clasa 8-a, bănuiesc? Nu, a 6-a. A 6-a? Până la a 6-a. Aici mai mare. Clasa 6-a. Și câți de aici sunt în trupa de teatru? Toată lumea. Și restul au fost. Și restul au fost. Eu am intrat acum. Ia, cine vrea să-mi spună primul? Ce v-a determinat să intrați în trupa de teatru? De ce ați venit în trupa de teatru? Că ne place. Că ți-a plăcut? Ai văzut undeva și ți-a plăcut? Am văzut pe ceilalți copii mai mari care au fost anul trecut. Pe rând. Eu
am vrut să vin pentru că mi-a plăcut foarte mult. Adică ai avut un exemplu și ai vrut să-l urmezi. Da, și am avut multe de... De învățat și de câștigat. Da. Și de vizitat, nu-i așa? Din ce clasă ești, Robert? Sunt clasa 5-a A. Așa. Am 11 ani. Și de când ai venit la teatru? Din ce clasă? Și sunt din clasa 3-a? Din clasa 3-a. Am înțeles. Câți de aici au primit premii? Premii cu trupa de teatru? Da. Majoritatea. Câți ați deputat anul acesta? Adică când... Pentru prima dată. Yeah. A fost pentru prima anul dată pe scenă. Yeah. Iau, pe scenă anul acesta. Și cum vi s-a părut? Ați avut emoții? Da. Foarte multe și emoții. Tu ai avut multe emoții? Foarte multe emoții. Dar unde le ții? Că nu se văd emoțiile tale. Le ascunde pe undeva. Le ascunde pe undeva? Le ascunde. Dar spune-mi sincer, când urci pe scenă, cum ți se pare? Îți place? Da, îmi place, dar... Dar? Am și multe emoții când urc. Da, dar emoțiile sunt constructive, ai văzut, pe urmă, când primești aplauzele unei săli întregi, atunci cum te simți? Atunci mă bucur, fericită. Atunci te bucuri, fericită. Da. Alt copil mai mititel, tot la debut? Ioan. Florin. Da. Amândoi sunteți aici. Da, din aceeași clasă. Din aceeași clasă. Toți patru sunt din aceeași clasă. Am înțeles. Și mulțumim doamnei învățătoare că... Îi lasă și înțelege și... Și ce v-a determinat să veniți la trupa de teatru? Ați vrut voi? A vrut mama? A vrut doamna? Cum a fost? Am vrut noi. Ați vrut voi? Da. V-a plăcut? Da. Extrem de mult. Ți-a plăcut extrem de mult? Da, ca și cum să te prefaci, că faci ceva, dar în mintea ta, tu trebuie să știi ca și cum faci ceva și faci adevărat. Deci trebuie să intri în pielea personajului și să-i joci? Da, pentru că dacă nu intri... Dacă nu rezonezi cu personajul și dacă nu ești acolo, nu poți să transmiți. Nu poți să iei niciun premiu, nimic. Nu poți să faci Dar nimic. Dar știi că mari actori reușesc să intre cu adevărat în pielea personajului. Da. Tu reușești să faci lucrul ăsta? Nu. A reușit foarte bine că a câștigat premiul întâi de interpretare masculin. În rol înseamnă că ți-a ieșit. Principal, da. Și din moment ce ai înțeles rolul unui actor... Și da. El a câștigat premiul întâi. De 2 ani sunt. Și tu ești de 2 ani? Toți ați venit în urmă cu 2 ani? No, sau ați venit așa pe rând? No. Tu ai venit, am înțeles. Tu ești cu debutul. De rătăcit v-ați rătăcit? Pe unde ați fost? La Alba Iulia. V-ați rătăcit și cum v-ați regăsit? Nu mai știți, doamna, atunci. Nu știu. În are doamna în labirintul acela. În labirintul acela. În cetate? În cetate? În cetate? V-ați considera că ne-am rătăcit, nu? Da! Asta am vizitat cetatea Alba Iulia. Asta înseamnă că ați vizitat multe locuri. Și sunteți pregătiți? Aveți spectacol la sfârșit de an? Da. Colinde? Da. Multe. Multe colinde și sunteți bucuroși? Da. Dar nu moșii ați scris? Da. Da de repetiții, sunteți bucuroși? Da. Câte repetiții faceți în fiecare săptămână? 3 ore. 5. 2. În fiecare zi. Facem 3 ore suplimentare. 3 ore suplimentare? După școală, mai facem încă 3 ore. Și vă place să vă întâlnești? Depinde de cum scăpăm. Vă place să vă întâlniți aici? Ați legat prietenii? Sunteți ca o familie? Da! Măi, dacă i-ați scris moșului, dacă ați fost și cu minți, înseamnă că moșul o să vină sigur la voi cu tot ce v-ați dorit voi. Cuminți. Ați fost cuminți? Da. Nu prea mă convingătoare că sunt foarte cuminți. 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 Țaca, prințesa, te-am adus din Moldova, te-am adus cu avionul, să-mi dai lapte cu bidonul. Țaca, prințesa, că nu mai la hărțoi da. Țaca, prințesa, că nu mai la hărțoi da. Capra noastră de la munte, cu steluță albă în frunte. Capra noastră de la țară, cu furnuș și cu vedeală.
asta? De vânzare, măi băiete. A, păi cât cerpe e? E, da, păi 1.000.000 de lei, măi băiete, cu am de la străbunii mei. A, păi prea scumpă, nu ți-o e. Vai de mine ce-am pățit, capra noastră o murim, mare capra, măi Vasilii, și nu am leacul la mine. Mătuș, da capra asta e moartă, vreme, vezi? Măi băiete, e doar o leacă beată. Căpriță, ce vrei să-ți ia mămica? Vrei zahăr? Vrei răpiu? O, nu cap, o tembezi și iar te doare capul. Ia să mă gândesc eu și ți-aș putea da eu ție. Poate vrei un țap? Ui, ce bine îmi pare să-ți pun la capra în picioare. Ui, ce bucuros să-ți pun la capra de jos. Și urează tuturor sănătate și mult soc.